Echipajele de pompieri militari din Deva au intervenit duminică după masa pentru stingerea unui incendiu ce a izbucnit la o gospodărire din localitatea Almășusec, din comuna Cârjiți. Inițial, flăcările au cuprins o anexă, însă la scurt timp focul s-a extins și la o alta. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, însă a existat și pericol de explozie din cauza unei butelii de aragaz. Pompierii deveni au intervenit prompt pentru stingerea unui incendiu ce a izbucnit inițial la o anexă gospodărească din Almășusec. Ulterior, focul s-a extins la o altă anexă aflată în imediata apropiere. De asemenea, echipajele au eliminat un alt pericol prezentat de o butelie de aragaz aflată în interiorul uneia dintre construcții. Incendiul a fost lichidat în limitele găsite, înregistrându-se doar pagube materiale. În momentul izbucnirii incendiului, proprietarii anexelor și ai casei aflată în apropiere nu se aflau în interior. Potrivit pompierilor, cauza producerii incendiului a fost un scurt circuit electric.